Acum? Este? Ok. Bună ziua și mulțumim că ați venit. Este o zi, un eveniment deosebit. Prezentăm astăzi report. Cum se aude? Este. Ok. Da, sigur, nu e o problemă. Eu cred că mai bine să
un secund. Iar se conectează. Da, se deconectează. Dacă vorbesc așa și sunt microfoanele, spuneți-mi, rog, dacă vorbesc fără, vorbim fără microfonul ăsta care ne face probleme, cu microfoanele pe masă, este ok pentru presă? Ok, foarte bine. Încă o dată, bună ziua! Cu toții cunoaștem că sectorul justiției este cel a cărui bună funcționare garantează supremația legii, respectarea drepturilor omului, dar și asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării economiei, atragerilor investiției și prosperării țării. Faptul că justiția în țara noastră nu este per total una independentă și eficientă, o demonstrează atât nivelul scăzut de încredere al cetățenilor, cât și constatările organizațiilor internaționale din domeniu. La început de mandat, am declarat că oferim o șansă instituțiilor responsabile de înfăptuirea justiției să se reformeze din interior. La această etapă este evident că acest lucru nu s-a întâmplat. Între timp, împreună cu colegii din Coaliția de Guvernare, am lucrat la elaborarea unui concept și ulterior a proiectelor de legi privind reforma instituțiilor cheie. Când spunem reforma instituțiilor cheie, ne referim la eficientizarea prin stabilirea clară a competențelor și evaluarea performanțelor și integrității actorilor din cadrul acestor instituții, în special Curtea Supremă de Justiție și Procuratura Anticorupție. Astfel, propunem îngustarea competenței Curții Supreme de Justiție, astfel încât aceasta să se focuseze pe unificarea practicii judiciare și mai puțin pe examinarea în fond a cauzelor. Asta induce respectiv și modificarea numărului de judecători, reducerea de la 33 la 17. Pentru a stabili însă care dintre actualii judecători vor rămâne în noua componență a curții, aceștia vor fi supuși unui mecanism de evaluare externă, efectuată de o comisie independentă compusă din 18 membri, profesioniști cu o reputație reproșabilă, inclusiv 6 experți europeni, foști judecători și procurori din spațiul UE. Această comisie urmează să evalueze judecătorii în baza a 3 criterii principale: integritatea, calitățile profesionale și cele personale aferente profesiei de judecător. În urma raportului comisiei, judecătorul fie rămâne să activeze în cadrul noii componențe a curții, dacă este un raport pozitiv. În cazul unui aviz negativ al comisiei, îi se va propune transferul într-o altă instanță în funcție de locurile disponibile. Totodată, rezultatele raportului vor fi transmise către Autoritatea Națională de Integritate și către Inspecția Judiciară, astfel ca aceștia să ia toate măsurile necesare pentru să examineze constatările raportului și să întreprinde acțiunile necesare. Aceeași comisie va evalua și președinții și vicepreședinții curților de apel și a anumitor instanțe de fond la prima etapă. În același context, propunem completarea numărului membrilor CSM cu încă 3 membri, profesori titulari, cum prevede Constituția. Propunerea este ca 2 dintre acești 3 să fie numiți de guvern și 1 de președinție. Totodată, propunem asigurarea unei reprezentări veritabile a sistemului judecătoresc în CSM, astfel încât din cei 6 judecători actualmente aleși de Adunarea Generală a Judecătorilor în CSM, 3 să fie de la nivelul primei instanțe, 2 de la Curtea de Apel, Curțile de Apel, și 1 de la Curtea Supremă de Justiție. În ceea ce ține de Procuratura Anticorupție, propunem ca această instituție să se concentreze pe investigarea cauzelor de corupție mare. Astfel vom transfera o parte din competențele actuale ce țin de corupția sistemică către CNA. Totodată, procurorii din Procuratura Anticorupție vor fi supuși aceluiași sistem de evaluare prin comisia externă creată, similară cu evaluarea judecătorilor. Vor fi evaluați și procurorii șefi ai subdiviziunilor Procuraturii Generale, procurorii șefi ai procuraturilor specializate, teritoriale și de circumscripție. Și adjuncții procurorilor șefi și procuraturilor specializate de circumscripție a procuraturilor teritoriale Chișinău, Bălți, Cahul și Comrat vor trece prin același mecanism de evaluare.
Totodată, venim cu propunerea de a suplini numărul membrilor CSP, Consiliul Superior a Procurorilor, cu încă 2 reprezentanți ai societății civile. Propunerea noastră este ca unul să fie desemnat de guvern, altul să fie desemnat de către Forul Societății Civile pentru Parteneriatul Estic. Totodată propunem și completarea în rândul membrilor de drept a CSP cu președintele Uniunii Avocaților. În același context, propunem ca procurorul general să fie ales de către CSP în baza unei liste scurte propusă de Ministerul Justiției. Candidații din această listă scurtă urmează să fie selectați în baza de concurs de către o comisie formată la Ministerul Justiției. Propunerea noastră pentru compoziția acestei comisii este 2 foști judecători procurori, deci un fost judecător și un fost procuror cu reputație ireproșabilă și experiență în domeniu, Ministrul Justiției, un reprezentant al societății civile și un psiholog. Și venim cu propunerea eliminării criteriului obligatoriu de experiență în organele procuraturii de 5 ani pentru candidatul la funcția de procuror general și dorim să lărgim spectrul persoanelor, candidaților care ar putea aplica la această funcție, extinzând către, deci 10 ani experiență în activitatea fie de procuror, fie de judecător, fie de avocat. Vom asigura un proces participativ și transparent de deci consultare și aprobare a acestor proiecte de legi. Urmează să publicăm până la sfârșitul zilei un concept pe pagina Ministerului Justiției și proiectele de legi urmează să fie publicate pe pagina Ministerului până la finele acestei săptămâni. Următoarele 2-3 săptămâni vom avea discuții, consultări publice cu toți actorii interesanți și reprezentanții societății civile pe marginea acestor proiecte. Mulțumesc! Da, stimați reprezentanți mass media, în primul rând sunt bucuros să vă salut astăzi. Vreau să încep să vă felicit cu sărbătoarea de astăzi și nu doar sărbătoare că prezentăm reforma justiției. Eu cred că se spune pe doamne, domnișoare Marie, ce de ce vă felicit cu ziua numelui. Eu până la a da câteva obiecții vreau să vă arăt câteva scheme care le-am făcut eu de mână împreună cu colegii ca să înțeleagă presa ce este vorba. Asta e sistemul judecătoresc din Republica Moldova. Scurt. CSM-ul, Curtea Supremă a Justiției, Curțile de Apel, Institutul Justiției, se numește dacă îmi greșesc, și judecătorile raionului. Ce vrem noi să facem? Vrem, în primul rând, să evaluăm de sus în jos pe toți. La noi ce se întâmplă adesea în Republica Moldova? E pe tău pești de jos, dar sus capul rămâne același. Ceea ce ne-am propus noi, Comisia de Evaluare despre care a vorbit doamna ministru, și care avem un consens total, trebuie să înceapă evaluarea de sus în jos. Evident, ne pune ca scop să ajungem și la judecătorii de jos. Dar începem cu CSJ-ul, Curtea Supremă a Justiției și mergem pe rând, curțile de apel, tot în jos să ne clarificăm. Vreau să spun că unele state de regiune, din Europa, nu obligatoriu membri UE, după o astfel de evaluare, 50-60% din procurori și judecători au plecat singuri. Când s-a început procesul de evaluare, au înțeles că trebuie să explice de unde sursele, de unde banii, de unde casele, de unde mașinile și au plecat. Deci vreau să dau mesajul foarte clar către judecători că abordarea va fi una foarte, foarte serioasă. Asta e tot ceea ce țin de procurator. E mai complicat. Avem procuror general, avem CSP, avem procuratura PICCOP, așa numitul, care, în opinia mea, și-a bătut joc de agenții economice în ultimii ani. Deci avem o idee să schimbăm denumirea și să facem o reformare totală. Avem procuratura anticorupție, avem procuraturile Chișinău-Găgăuzia și procuraturile raionare și mai departe instituțiile de investigare. Ce se propune aici conceptual? În primul rând, se propune de revăzut condițiile pentru cei care vor să fie procurori. La moment este indicat 5 ani obligatoriu experiență de procuror. Aici avem puțin opinii nu diferite. Conceptual suntem de acord că trebuie revăzut, dar dacă vrem să scoatem 5 ani procuror experiență,
ar fi bine să revedem și unele competențe ale procurorului general. De ce? Pentru că procurorul general acum are atribuții foarte mari. Și dacă vrem să alegem un manager bun, dar nu obligatoriu specialist în domeniu, trebuie să fim foarte atenți, să nu numerească acolo o persoană care o să facă mai rău. Și noi avem experiențe de acestea în istoria ultimilor 4-5 ani. Conceptual, ce apare nou în acest sistem, dacă vorbim de procurători? La moment doar CSP-ul face concurs și propune procurorul general președintelui țării care îl numește prin decret. Președintele poate odată să nu fie de acord, să refuze, dar dacă cu două treimi se votează încă o dată, eu sunt obligat, președintele obligat să-l obțin. Acum se propune, deoarece sunt dubii referitor la CSP în cont de evenimentele de ultima oră, se propune ca să mai apară un filtru până la CSP. Acest filtru este la Ministerul Justiției. Ministerul Justiției să aleagă cel puțin, facem concurs, alege cel puțin două candidaturi și le propune două sau mai multe candidaturi CSP-ului. CSP-ul selectează și propune președinte. Aici avem, împreună cu Guvernul, opinii puțin diferite în ceea ce ține cum se creează această comisie la Ministerul Justiției. Colegii din Guvern spun că aceasta trebuie să fie doar atribuția Guvernului, Ministerului Justiției. Noi spunem că ar fi bine că în comisia aceasta care face lista scurtă, să fie reprezentanții și altor instituții. Practic, pe reformă, sunt astea două elemente care noi încă le discutăm. Dar noi considerăm că nu trebuie să stopăm procesul până când nu o să consultăm și societatea publică. De ce? Împreună cu aceste obiecții, această reformă, care probabil o așteaptă, și sunt sigur că o așteaptă tot, și în interiorul țării și partenerii de dezvoltare. Vreau să vă spun că avem un consens între noi, consens politic, că mergem toți împreună cu această reformă. Pe aceste două elemente, care am spus că încă suntem în discuții, vrem să aflăm opinia și societății civile, și experților în domeniu. Noi suntem gata să acceptăm și poziția Guvernului, și poziția societății. Important să creăm un sistem care să funcționeze. Acesta este mesajul care am vrut să-l dau. Eu sunt fier convins că noi vom merge destul de rapid cu această reformă. Avem voința politică să ne mișcăm în următoarea sesiune parlamentară, și aici este și doamna speaker a Parlamentului, pentru că în următoarea sesiune parlamentară, chiar la începutul sesiunii, aceste proiecte trebuie să înceapă să fie dezbătute în plenul Parlamentului, dar până atunci vă îndemn și vă rog să fiți foarte activi, mă refer la specialiști în primul rând, în discuția și dezbaterea acestor proiecte. Vă mulțumesc! Domnul președinte, doamna prim-ministru, doar un singur cuvânt. Este foarte important și Parlamentul este implicat în acest proces. Este o reformă, un concept foarte ambițios, dar foarte necesar pentru sistemul justiției. Fiindcă de aici vine și siguranța nu doar a cetățenilor, dar și a mediului de afaceri. Cât de mult noi am să avem capacitatea să convingem investitorii să revină în țară, să investească în economie Moldovei și cât de mult vor fi investițiile sigure și protejate de către sistemul nostru internet. Fiindcă aici mai sunt probleme la capitolul respectiv destul de mare. De ce Parlamentul în următoarele zile, prin intermediul Comisiei Juridice, numeri și imunități, va organiza dezbateri publici cu invitare la societate civilă, cu invitare la specialiștii din domeniu, care sunt în domeniu, care au activat în domeniu. Și eu cred că dezbaterile acestea, chiar și pe aceste momente unde sunt diferite opinii, o să ajungem la un numitor poate și mai bun. Poate și diferite de cele două propuneri care au existat, va apărea și una a treia, că doar în dezbateri, doar când se așează lumea la o masă de negocieri, la o masă de discuții, poate să creeze o impresie, o variantă care va fi una foarte utilă. Eu nu zic că idealul, ideale nu există. Și încă un lucru ce am vrut să menționez este foarte important. Ceea ce vrem să facem noi, reforma aceasta, trebuie să fie pe ani de zile înainte. Nu, guvernările politice la noi se schimbă. Orice guvernare care n-ar veni, poate să îmbunătățească doar sistemul și nu schimbi de la zero și să înceapă de la început. Iată un asemenea concept, cred că ar sta la bază reformării sistemului judecătoresc. Asta doar am vrut să menționez. Reforma justiției este cea mai importantă. E nevoie de această reformă ca să putem să facem funcționale și alte domenii și alte instituții. Această reformă este importantă, este crucială pentru a construi sau a restabili încrederea cetățeanului în stat. Noi am avut nenumărate experiențe, încercări de a reforma justiția
și toate au ieșuat, în pofida faptului că pe hârtie am scris, am împrumutat practici foarte bune din țări cu stat de drept. Lucrurile nu s-au întâmplat așa cum ne-am dorit noi, cum și-au dorit cetățenii Republicii Moldova, pentru că nu a existat voință politică și pentru că a existat foarte mare rezistență din partea sistemului. Și am văzut și în ultimele luni, în ultimele săptămâni, că nu există curaj, nu există dorință, nu există voință nici în sistemul judecătoresc și nici în cel al procuraturii, ca aceste instituții să se curățe. Și tocmai de aceea, înainte să stabilim o independență totală în acest sistem, trebuie să procedem la curățarea sistemului. Noi avem nevoie de justiție independentă și autonomă, dar care este compusă de judecători onești, buni profesioniști, la fel și în cazul procuraturii. Lucrurile pe care le propunem astăzi aici pornesc de la aceste realități. Am învățat niște lecții în trecut, știm că nu este suficient să scriem strategii frumoase, care sunt potrivite pentru sisteme în care judecătorii și procurorii își fac treaba conform legii. De aceea, aceste elemente importante de modificare pe care le propunem și vreau să accentuez încă o dată care sunt cele mai importante schimbări, în primul rând, modul în care se va alege noul procuror general. Nu putem să avem încredere în componența actuală a Consiliului Superior al Procurorilor. Am văzut care au fost deciziile de până acum. De aceea se propune schimbarea modalității de alegere a procurorului general. Se propune elaborarea unei liste scurte sub conducerea Ministerului Justiției. Și aici avem două opțiuni. Noi cei din blocul acum propunem ca în această comisie să se regăsească un fost procuror, un fost judecător, oameni cu reputație ireproșabilă, un delegat de către Ministerul Justiției din partea societății civile, Ministrul Justiției și un psiholog. Asta este opțiunea noastră. Opțiunea Partidului Socialiștilor este puțin diferită. Se vrea implicarea Parlamentului și altor instituții. Noi vrem să ne asigurăm că este total depolitizat acest proces și că singurul lucru care contează este calitatea oamenilor care vor ajunge în această listă scurtă. Mai departe, așa cum prevede Constituția, din această listă scurtă, pregătită de această comisie la Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Procurorilor va alege procurorul general și îl va propune președintelui pentru a fi numit în funcție. O altă reformă importantă ține de Curtea Supremă de Justiție și doamna ministru a vorbit, e vorba și despre schimbarea atribuțiilor și despre micșorarea numărului judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiție și este vorba despre evaluarea externă, faptul că în această comisie vor fi prezenți foști procurori și foști judecători din țările Uniunii Europene ar trebui să confere mai multă credibilitate procesului de evaluare, evident, de rând cu acești membri externi ai Comisiei de Evaluare vor participa și oameni din țară, reprezentanți ai sectorului, reprezentanți ai societății civile. Un alt element este delimitarea clară a responsabilităților între Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție. Procuratura Anticorupție trebuie să se ocupe în special de corupția mare, de corupția politică, dacă vreți, de corupția din instituțiile statului și câteva lucruri care țin de schimbarea componenței Consiliului Superior al Magistraturii. Aici avem aceeași opțiune. Pe schimbarea componenței Consiliului Superior al Procurorilor avem două opțiuni diferite, iarăși blocul acum propune ca majorarea numărului celor din CSP să se facă din contul reprezentantului Uniunii Avocaților, din contul unui reprezentant delegat de către guvern și un reprezentant delegat din partea societății civile. Partidul Socialiștilor are o altă opțiune aici.
Și încă un subiect pe care încă trebuie să ajungem la un numitor comun este experiența candidaților la funcția de procuror general. Acum în lege este scris că procurorul general sau candidatul la funcția de procuror general trebuie să aibă cel puțin 5 ani de experiență în procuratură. Noi considerăm că este bine să deschidem ușa și pentru judecători și pentru oameni cu experiență în avocatură, ca să avem de unde alege cei mai potriviți candidați pentru lista scurtă. Și acum discutăm între o experiență de 10 ani, de cel puțin 10 ani, în domeniul judecătoresc al procuraturii și de avocatură. Asta este poziția blocului acum și poziția Partidului Socialiștilor este ca această experiență să fie de minimum 15 ani. Acestea sunt elementele principale. Le expunem pentru consultări publice și Ministerul Justiției în următoarele săptămâni va organiza aceste dezbateri publice, care inclusiv trebuie să ne ajute să găsim un numitor comun, cea mai bună soluție pentru aceste trei subiecte în care încă avem păreri diferite. E foarte important să ne mișcăm repede și noi o să insistăm să se discute în primul rând modificările la legea procuraturii ca să putem să demarăm cât mai repede procesul de selectare a noului procuror general. Sunt foarte multe cazuri de corupție care trebuie să fie investigate, dincolo de faptul că de la procurorul general așteptăm și o reformă majoră în procuratură, inclusiv cu evaluarea membrilor din organele de conducere. Pe legea care ține de modificarea în sistemul judecătoresc, o să solicităm și comentariile Comisiei de la Veneția și această lege va merge după, deci va fi propusă pentru adoptare după ce avem aceste comentarii. De aceea vă rog și pe dumneavoastră, cei interesați, să vă axați în special pe modificările pe care le propunem la legea procuraturii. Numai într-o reformă bine făcută ne putem asigura că procesul va fi unul
durabil și irreversibil. Nu ne putem permite reparații cosmetice sau, altfel spus, cârpete. Trebuie să umblăm la fundament, trebuie să umblăm acolo la temelie. Am analizat și încă urmează să mai analizăm, inclusiv cu privire la cele mai bune practici europene, cum să reconstruim edificiul statului de drept. Trebuie să analizăm și dacă lucruri care funcționau foarte bine în trecut ar trebui reluate, cum ar fi, de exemplu, funcția de supraveghere generală a procurorului general, a procuratorului. Și am să dau aici doar un exemplu care a fost procuror, om care l-a ocupat pe domeniu. Lipsa unei asemenea activități a condus la pierderea concurenței, cel puțin pentru o perioadă în timp aeroportului internațional și meu, vulnerabilizarea frontierii de stat, inclusiv prin aeroportul internațional Chișinău, care a ajuns cu mâna unor bandiți ca și ori la Cotun și alții. Am mai spus-o și o repet, că lângă toate instituțiile de sfera statului de drept, trebuie să existe o cooperare loială și afirma ei din perspectiva Ministrului de Interne, Ministerul pe care îl conduc, cu mine acolo sau fără mine, va susține în permanență procesul de reformare în prisma competențelor pe care le are de reformare a justiției. Și îmi exprim certitudinea că în curând toți cei vinovați vor fi trași la răspundere, dar vă rog să fie foarte încetoși, pentru că în perioada de timp am fost afectați cu foarte multe întrebări legate de rețineri, de arestări, de condamnări. Vreau să fie clar pentru toată lumea că toți vinovații trebuie să răspundă conform legii, conform Constituției, conform procedurilor, conform, dacă vreți, Convenției Europene a Drepturilor Omului, dar, în același timp, trebuie să înțelegem că vinovații trebuie să răspundă pentru faptele lor ilicite și nu pentru supărările noastre. În cadrul procesului de discuție pe care l-am avut în momentul de față, am insistat și insist în continuare și voi solicita sprijin din partea societății civile în acest sens pe libertatea de a desemna în calitate de procuror general, libertatea de a participa la aceste concursuri pe care le dorim unele cât se poate de riguroase, judicioase, a unor cetățeni în spațiul european, a unor oameni integri, a unor profesioniști, cărora, pentru a asigura ceea ce urmăresc și colegii noștri socialiști, îi se poate da prin decret prezidențial cetățenii. Altfel spus, vom insista și în continuare pe desemnarea unui procuror european. Începem. Noi lăsăm spațiu pentru întrebări. Întrebări, dacă. Da, am anunțat inițial că va fi un briefing. Putem să discutăm cu dumneavoastră, să răspundem la întrebări în 10 minute, un sfert de oră, dar rugămintea este întrebările să fie la tema reformei justiției, da? La subiect. Eu o să răspund la o întrebare și dacă îmi permiteți, pe urmă o să plec pentru că am ședință planificată și colegi. Fărgând. Dacă o să fie ceva la mine. Da. Bună ziua. Cum e Da, eu vreau să explic în ce constă, nu este vorba de o divergență. Este vorba de abordare diferită care este în discuție. Ce propune Guvernul? Adică ce avem acum? Acum avem puteri separate în stat. Este puterea executivă, este puterea legislativă și este tot sistemul judecătoresc. Eu vreau din start să spun poziția mea personală. Eu consider că nu toți din sistemul judecătoresc și din procuratură sunt hoți și bandiți. Faptul că conducătorii din ultimii ani acestor instituții au dat peste cap tot ceea ce ține de imaginea procuraturii și sistemului judecătoresc, asta nu înseamnă că toți acolo sunt.
Ce prevede sistemul actual de desemnare a procurorului general? Este Consiliul Superior al Procurorilor, care este compus în mare parte din procurori aleși la adunare generală a procurorilor, din reprezentanții guvernului, CSM-ului, procurorul Găgăuzii. Sunt anumite elemente cum se creează CSP-ul ăsta. Ei selectează o candidatură la procuror general și o pune președinte. Asta e sistemul actual. Guvernul nu delegează în este din oficiu ministrul justiției. Din oficiu este prezent ministrul justiției, adică participă. Ce propune guvernul acum? Propune ca lista îngustă cine poate fi examinat de Consiliul Superior al Procuraturii să fie propusă de o comisie creată la Ministerul Justiției. Care sunt riscurile? Aceasta presupune că, practic, procuror general va putea fi doar persoana care va fi acceptată de această comisie de la Ministerul Justiției. Practic, guvernul, executivul, își asumă angajamentul și responsabilitatea, dar și monopolul pentru înaintarea candidaturii la funcția de procuror general. Viziunea noastră care este? Noi suntem de acord că trebuie un filtru suplimentar. Pentru că dacă la noi ar fi normală situația, ar trebui CSP-ul să selecteze. Așa e în țările normale. Noi vedem că nu a funcționat până. De aceea eu sunt de acord că trebuie filtru. Dar acest filtru să fie o comisie mai largă. Nu doar ministerul, noi doar nu creăm, în opinia mea, nu creăm o situație, noi modificăm legea. Și creăm un cadru, un sistem, cadru care să funcționeze pe viitor. De unde știm noi cine o să fie următorul ministru justiției? Sau cum o să fie guvernul? Și noi dăm toate atribuțiile Ministerului Justiției să decidă crearea comisiei și selectarea la doi candidați care să fie examinați de CSP. Propunerea mea a fost să vedem comisia aceasta să fie mai largă, filtrul acesta să fie mai larg. Ideea care au propus-o colegii de la, care au fost în grupul de lucru, de la consilierii de la fracțiunea PSRM, să fie cineva de la președinție, de la Parlament, vedem din societatea civilă, putem să o facem mai larg. Dar este important ca în acest filtru responsabilitatea să fie comună. Asta este diferența doar. Adică, cu filtrul suntem de acord, trebuie să vedem cum facem această comisie. Deci așa am propus acest subiect care este acum în discuție între noi, să fie examinat de către societate, de către specialiști. La specialiști să ne spună cum mai bine. Pentru că să modificăm esențial, conceptual sistemul este mai dificil. De ce? Pentru că este Constituția, este indicată această procedură. Noi dacă o să începem acum cu schimbarea conceptului, trebuie să modificăm Constituția. Modificarea Constituției durează cel puțin 6-8 luni de zile. Trebuie să facem proiectul, trebuie să-l propunem la examinare, pe intern, pe extern. După 6 luni putem să revenim la votare în Parlament. De ce? Noi am încercat să găsim o altă soluție. Să încercat să găsim un filtru care ne-ar permite să, totuși, să ajungă la CSP și mai departe la președinte, la numire, oameni onești care sunt, în opinia noastră, demn de a fi, nu opinia noastră, societății, demn de a fi procuror general. Asta e un element. Și al doilea element, care avem încă subiect de discuții, cine poate fi candidat la funcția de procuror general? În marea majoritate a instituțiilor unde sunt cerințe față de experiența muncă, Banca Națională, Comisia Națională Piața Financiară, ANRE și așa mai departe, unde sunt tot 10 ani sau 5, acolo decizia se ia colectivă. Adică, membrii CNPF, membrii ANRE, împreună decizia. La procuratură situația e altfel. Decizia o iau în mare parte, pe mulți subiecte, o iau o singură persoană, procuror general. De aceea, când colegii au solicitat să scoatem vechimea în muncă de 5 ani, noi am spus că ok, suntem de acord. Dar dacă scoatem, haideți să vedem și la atribuții. Pentru că dacă noi unui om neprofesionist în domeniu îi acordăm aceleași atribuții pe care le are procuror general acum, putem să ajungem într-un impas. Asta e a doilea subiect care suntem în discuție și încercăm să găsim un numitor comun și solicităm opinia dumneavoastră, a societății. Permiteți. De ce am venit împreună? Pentru că noi considerăm că trebuie să fie dat un mesaj clar la toți. Și pe inter, că noi avem voința politică și majoritate parlamentară pentru a
rezolva această problemă și pe extern, partenerilor. Noi suntem hotărâți să mergem împreună și trebuie să fim împreună. Să nu fie pe urmă abordări diferite, că Dodon a spus așa, Greciana e altfel sau doamna Sandu a spus altfel. Ați văzut care reformă o propune, v-am spus două subiecte unde trebuie să mai discutăm și eu cred că noi o să găsim limba comună pentru că noi vrem să găsim limba comună. Și să mergem înainte. În ceea ce ține de acord, este un alt subiect. Pentru că în acord trebuie să fie inclus aceste elemente pe lângă altele. Nu este subiectul de azi semnarea acordului. Noi suntem disponibili, vom fi disponibili și colegii, vom merge înainte. Domnule președinte, ați stabilit nouă termene pentru ce se ridică pentru semnarea acestui acord? Muncim în direcția asta. Am stabilit, stabilim termeni pentru adoptarea în Parlament a acestor două legi. Asta este cel mai important pentru cetățenii Republicii Moldova. Toată lumea își dorește ca Procuratura să începe să funcționeze. Toată lumea își dorește ca justiția să devină justiție. Iată, aici trebuie să fie atenția noastră majoră a tuturor. Și ceea ce ne dorim noi este, cum am zis mai devreme, să putem să finalizăm discuțiile inclusiv cu societatea civilă pe prima lege care ține de modificarea legii procuraturii, să putem să inițiem foarte rapid procesul de selectare a următorului procuror general, pentru că e tare mult de lucru la procuratură. În același timp, mergem și cu reformele în justiție. Și asta trebuie să facem în următoarele două luni, nu mai târziu. Noi o să mergem la următoarea ședință. Eu vă mulțumesc, colegii, dacă doriți să mergem, dar noi o să mergem. Da. Mersi. Dacă nu ne vedem, ne vedem deja după SUA, UE. Andrei. Întrebările sunt... Dacă mai sunt întrebări în ceea ce ține de pachetul propus de reforme în sectorul justiției, eu sunt gata să vă acord încă 10 minute dacă sunt întrebări pe cele ce am prezentat, ce am discutat. Dacă nu sunt, atunci eu vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați făcut timp și ați venit și urmăriți în continuare procesul de reformă. Mulțumesc mult! Da? Mă bucur! Eu nu prea reușesc să...